Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri! Forfătă mare în cimitirul din orașul Drochia. Înărmați cu instrumentele necesare, oamenii se pregătesc de Paștele Blajinilor. Detalii aflați în continuare. Dacă săptămâna trecută moldovenii au avut grijă de curățenia din gospodării, acum mulți dintre ei se îngrijesc de locurile de veci ale celor apropiați. Fie că vopsesc, mătură sau plantează flori, drochienii spun că nu uită niciodată de cei dragi. Prișli na kladbeșe, щоб сделать немножко порядок, щоб убрать старые листья, щоб було красиво, хорошо, щоб придем воскресенье, щоб було приємно посидіти, відпочити. Приходимо все кожен рік, робимо порядки, робимо чисто. Убираємо мусор, убираємо, красимо, все робимо. Могилки, оградки, ну, все, що треба, то робимо. Поминати всіх, не забувати нікого, ні маленьких, ні більших, ні старих, ні інвалідів. Всіх людей любити. Уборку делали, красили могилки, кресты, выносили мусор. Forfătă mare este și în piața centrală din orașul Drochia. Vânzătorii de flori și coroane spun că prețurile variază și sunt accesibile pentru fiecare. Avem cumpărători 20, 15, 10, diferite, 25. Iată, așa de 15 avem. Așa de 15. Așa de 20. De 20 inimioarele. Așa de 25. La Drochia, zeci de oameni au profitat de temperaturile generoase și au ieșit să facă curățenie. Duminică și luni este Paștele Blajinilor, zi în care se pomenesc morții. Festivalul de cântece și tradiții pascale dedicat sărbătorilor de Paște a avut loc la Ungheni. Cum s-a desfășurat evenimentul, aflați de la colegii noștri. Cu prilejul sărbătorilor de Paști anual, Secția Raională de Cultură, de comun cu Episcopia de Ungheni și Nisporin, desfășoară Festivalul de Cântece și Tradiții Pascale. Salutăm ideea Direcției de Cultură Raională Ungheni de a colabora, pentru că, de fapt, un popor fără tradiții este un popor sortit de a nu avea viitor. Și atât, ce poate fi mai frumos decât frumoasele obiceiuri și tradiții care le avem în preajma sărbătorilor, atât pascale cât și celelalte din perioada anului. La festival au participat unele colective folclorice și coruri bisericești din raion care au venit în scenă cu cântece pascale și unele tradiții și obiceiuri de Paști. Ce vine primul la școlar? Eu am să mă spăl cu ouă rojă ca să fiu mereu frumoasă. Dar eu să mă spăl cu ouă alb ca să fiu mereu sănătoasă. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții o via Hristos. Potrivit folcloriștilor și a reprezentanților episcopiei, cânticul popular pascal are un specific aparte, ceea ce ne ajută să ne apropiem către cele sfinte și să nu uităm tradițiile și obiceiurile neamului nostru. Este un
mare, cel care face lucruri multe și mari cu bani mulți. Și este om măreț, acel care face lucruri impresionate cu bani puțini. Și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca mai departe cei ce a lipsit din partea noastră să vă umple El fie și buzunarul, fie mai întâi de toate mintea, inima și sufletul cu al său har și cu al său binecuvântare de sus. Atât reprezentanții Episcopiei, cât și cei ai secției raionale de cultură speră că acest festival va avea continuitate, iar numărul doritorilor de a participa la el să fie cât mai mare. Prin ochii lor, astfel se numește proiectul ONG-ului Procimișlia, sprijinit de către Agenția de Dezvoltare Elvețiană și Diaspora Moldovenilor de Pretutindeni. Beneficiari ai proiectului în perioada sărbătorilor de Paști au devenit persoanele de la Azilul de Bătrâni din Cimișlia și cele cu dizabilități de la Centrul Respiro. Peste 40 de persoane au primit colete cu produse alimentare și un prânz cald cu sprijinul donatorilor. Alexei Tocaru, Azilul de Bătrâni Cimișlia. Dați-mi voi să mulțumim direct toți lucrătorii cu povării care caută de noi și caută de un bolnav. E mai greu de sud de ori decât să caută de un copil. Și întotdeauna 24 de ori să noi noaptea, la miezul nopții. Nu ne leapă-te. Alexandra Păslar, Azilul de Bătrâni Cimișlia. Sunteți mulțumită de această noapte. Foarte bun. E păcate din greută. La moment în Azilul de Bătrâni din Cimișlia sunt 30 de persoane. Mai mult de jumătate din ei au peste 80 de ani. Tudor Ghenciu, directorul Azilului de Bătrâni Cimișlia. Ca toată lumea, cu mare plăcere și mult drag așteptăm acest sărbători de Paști, fiindcă pentru dânsul întotdeauna ceva deosebit le pregătim ca de Paști, ca orice gospodar. Și în afară de asta vin oaspeți mult care felicită. Săptămâna trecută a fost liceul Ion Creangă, care le-au acordat cadouri, le-au prezentat un mic concert cu cântici pascale. De sărbătorile de Paști s-au bucurat și persoanele cu dizabilități de la Centrul Respiro. Aici sunt plasate persoanele care necesită îngrijire specială la pat pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care familiile lor beneficiază de concediu și alte avantaje. Ludmila Borș, beneficiară satul Mihailovca. Desen, când clienii știe ca flori, când mai am că acolo, că mai am când niște flori din clienta, fac frumos. Nu, nu, ia uite, jos. Da, acolo vedeți că sunt mai multe. Adică vedeți încă mai am încă. Asta eu am făcut, mai am încă să o unesc tătă, că este eu le-am încleiat. Adică vedeți că aici eu mai am. Polina Jucovskaya, șefa serviciului Respiro. Sunt mulțumit și noi și beneficiari de așa masă binecuvântată, că în ziua de Paște ei au nevoie, știți, de o masă deosebită. De ce? Dacă sunt așa oameni cu suflet mare, cu suflet bun, care vin și cât de puțin, da, le acordă și atenția, nu numai mâncarea. Știți, în ziua de astăzi, nu numai mâncarea e important. Important este sufletul și atenția și timpul, pentru că dacă cel mai scump, cum se zice, este timpul. Cadourile pentru beneficiari au fost colectate cu sprijinul diasporei de moldoveni din Italia și Statele Unite. Natalia Răileanu, președinte ONG Procimișlia. Astăzi a fost prima activitate a noastră, a proiectului, care de fapt se numește Prin ochii lor, să încercăm să le facem ziua de astăzi mai plăcută, mai frumoasă, să simtă și sprijinul nostru și asistența noastră. Ana Aramă, voluntară. De fiecare dată, la fiecare apel a Nataliei, niciodată n-am ratat nicio șansă ca să mergem să facem voluntariat, pentru că voluntariatul înseamnă să dai din suflet ceea ce poți să dai tu, bunătate, responsabilitate, încredere.
Timp de 4 luni de zile, în cadrul proiectului Prin ochii lor, vor mai fi organizate și alte acțiuni de binefacere. La 22 aprilie, de sărbătoarea Parada Florilor, rezidenții azilului de bătrâni vor fi aduși cu autobuzul în centrul orașului pentru a participa și a desfășura o excursie la aer liber. În Algeria s-a prăbușit un avion militar care avea la bord, potrivit informației deținute de postul TV al Arabia, de la 100 la 200 de oameni. Accidentul a avut loc lângă aeroportul orașului algerian Blida, provincia Bufaric. Autoritățile locale au trimis 130 de salvatori ai Unității de Protecție Civilă, 14 ambulanțe și 10 camioane pentru a evacua răniții de la locul accidentului. Un puternic incendiu a izbucnit la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Iași, România. 18 pacienți, unii dintre ei în stare gravă, au fost mutați la alte două spitale din oraș. Flăcările au izbucnit la acoperișul clădirii și amenințau să se extindă. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență România informează că incendiul a fost stins miercuri dimineață după aproape 6 ore de la izbucnire. Potrivit primelor informații, flăcările ar fi apărut din cauza supraîncălzirii instalației electrice, care este veche. Poliția Națională și-a propus, prin intermediul unui spot video, să informeze populația în ce constă reforma la care va fi supusă până în anul 2020. Astfel, potrivit Poliției Republicii Moldova, reforma este orientată spre 5 direcții principale, și anume consolidarea și fortificarea resurselor umane, combaterea criminalității organizate și transfrontaliere, implementarea conceptului de poliție comunitară, respectarea drepturilor omului în activitatea poliției și diminuarea corupției. Strategia de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020 a fost aprobată în anul 2016 și este implementată prin programul de suport bugetar oferit de Uniunea Europeană. Valoarea proiectului este de 57 de milioane de euro. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Veronica Cebotar, toate cele bune! Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.